Bună! Fiu umoroasă, mâncare de cățel. Hei! Acesta este primul videoclip din anul 2014 și pentru început vă doresc tuturor un an minunat, plin de realizări, de fericire, iubire și sănătate, pentru că asta este cea mai importantă. Și să fim la fel de apropiați și să apreciați ceea ce fac și să vă placă. Pentru că doar pentru voi continui, evident, pentru cei care mă urmăriți. După cum ați văzut și în titlu, acesta este un videoclip despre cum să aveți un an mai bun, zic eu. Nu neapărat un an mai bun, un an de care să vă bucurați, pentru că în cazul meu anul 2013 a fost un an excepțional, nu am cuvinte să-l descriu, am făcut multe lucruri minunate, am cunoscut multe persoane noi. Am făcut lucruri noi și nu regret nimic din ceea ce s-a întâmplat în anul 2013 și vreau să vă ajut să vă bucurați și voi de anul în curs, pentru că și de fiecare an trebuie să realizăm că timpul trece și că nu stă în loc pentru noi și pentru ceea ce nu am făcut și da, trebuie să ne bucurăm de fiecare clipă, așa că am micile mele secrete exact aici. Acum, cred că vă mai amintiți de domnul Borcanel. L-am mai prezentat într-un videoclip în care... Nu mai știu despre ce era, cred că era vorba ceva de școală. Oricum, dacă nu știți, aici îmi pun eu bilețele cu ceea ce se întâmplă bun în anul în curs. Și după cum vedeți, momentan nu am nimic în el, pentru că momentan nu s-a întâmplat nimic atât de wow. Oricum, e abia ianuarie, deci... da. Și... din anul 2013 am destul de multe amintiri, ca să zic așa. Oricum, atunci când veți deschide borcanelul, pur și simplu veți avea o mare de fericire, pentru că, nu știu, cel puțin pe mine când l-am deschis pe 1 ianuarie, m-a bucurat atât de mult faptul că am notat și că am scris totul și că am acum plăcerea să-mi amintesc de ceea ce am realizat, încât eram sigură să continui, dar trebuie să împărtășesc și cu alții acest lucru. N-am pus numai bilețele pe care am scris eu, am pus și obiecte, de exemplu acest mărțișor pe care l-am primit de la sora prietenului meu de 1 martie. Este făcut de ea și pur și simplu mi s-a părut un gest atât de frumos încât l-am pus în borcanel. Un bilet de la Sofia pentru a-mi aminti de acel concurs de acolo. Ce mai am pe aici? Acest bilețel pe care scrie, am reușit să slăbesc 9 kg. O scoică care să-mi amintească de zilele frumoase de vară și de plajă și de vacanță. Și da, până nu încercați, nu o să vă dați seama cât de frumos este să faceți acest lucru, așa că vă îndrum pe toate să faceți acest borcanel. Nu trebuie să-l personalizați neapărat, poate să fie un borcanel. Sper ca ideea să vă bucure și să o încercați, pentru că merită, o să vedeți. Apoi, următoarea idee este rama cu dorințe. Este o ramă simplă, era inițial din carton. Eu am cumpărat-o din un magazin Pictor, care este totul despre artă și chestii și de-astea. Și am această ramă pe care am pictat-o cu roșu aici pe margine, am pus niște sclipici. Am făcut niște chestii, mă rog, am personalizat-o cum am vrut eu. Am pus această foaie care am luat-o tot din Pictor. Este acest model mai simplu, cât să pot să scriu pe ea. Am scris aici sus 2014 și pentru că nu mi-a mai rămas marker, pentru că nu mai scria, n-am reușit să scriu și dorințele. Oricum, intenționez să-mi scriu tot ce doresc să împlinesc anul acesta și evident că apoi, după ce îndeplinesc, o să pun câte un bilețel aici, pentru că trebuie să-mi amintesc de ceea ce am făcut. Și, de exemplu, îmi doresc să îmi cresc părul mai lung, să mai slăbesc, să fac un tatuaj, să fac școala de șoferi. Tot ce îmi doresc pentru anul respectiv să scriu aici. Și mi se pare o idee minunată. Punând rama undeva în cameră unde o vezi și îți sare în ochi, o să te motiveze mai mult să faci lucrurile pe care le-ai scris. Pentru că, după cum am spus și mai devreme, timpul trece și nu trebuie să îl irosim. Așa că este o idee drăguță, zic eu. Și, în ultimul rând, un jurnal.
Cu toții avem nevoie de un jurnal pentru că amintirile pe care le lăsăm în ele sunt prețioase, sunt probabil amuzante, triste, plictisitoare, nu știu, dar sunt amintiri și ulterior, cu trecerea timpului, acestea rămân doar amintiri și trebuie să ne bucurăm de ele, oricum ar fi, pentru că na, doar o viață avem, așa că trebuie să profităm de ea la maxim. Nu zic că trebuie să trăim în trecut, de aceea un jurnal în care să scrii toate amintirile și pe parcursul fiecarei zile, săptămâni, luni, să ai ceva notat, pentru că merită ca peste câțiva ani să râzi de ce tâmpenii făceai în adolescență sau în copilărie, pentru că eu am jurnale și din clasele mai mici, gen eram clasa a patra și eu aveam jurnal și eram foarte supărată pentru că mama nu știu ce îmi făcea și sincer mă amuză, așa putem observa cum ne maturizăm, cum creștem, cum ne schimbăm, cum ne realizăm, este minunat, eu zic că merită. Mai ales că este un simplu jurnal, nu ai nevoie de un jurnal cu cheie să poți să scrii în orice. Eu l-am primit pe acesta la 18 ani pentru că mi-am dorit din suflet ca de la 18 ani să încep să scriu cu gândul că poate o să observ acea schimbare de care toată lumea spune. Oricum, momentan la mine nu s-a întâmplat nimic palpitant. Deci, orice ar fi, eu o să fiu pe fază și o să notez. Și da, cam asta e tot. Acum, în timp ce mă plimbam într-o zi cu prietenul meu, am intrat la Douglas și am găsit acest set. Este o trusă de la Maybelline care conține mascara Falsies Flared. Flared, da, cred că așa se numește. Mă rog, mascara de Falsies, de care toată lumea știe și de care am auzit foarte multe lucruri minunate, dar nu înțeleg de ce nu l-am cumpărat până acum. Oricum, am văzut acest set și mi-am dorit ca de început de an să fac pe una din voi fericită oarecum. Nu știu cine știe ce este setul care conține mascaraul și un demachiant Maybelline Seals de Mask. Da. Oricum, este un demachiant pentru ochi care împrospătează și calmează. Și eu cred că este o regulă, nu am încercat. Oricum, sper ca cea care o să-l primească să se bucure de acest pachetel. Și intenționez să fac un giveaway mai mare la atunci când o să ajung la 1000 de subscriberi. Oricum, regulile mini giveaway-ului sunt simple. Tot ce trebuie să faceți este să fiți abonate la canalul meu, adică acesta. Să dați like paginii mele de Facebook, care o să fie în descriere. Să dați follow conturilor mele de Instagram și Kick, care de asemenea o să fie... Trebuie să mai dați like acestui video și să-mi lăsați un comentariu cu... Care este cea mai mare dorința voastră în 2014 pe care vreți să o îndepliniți. Și da, cam asta este tot. Oricum, o să las regulile și conturile în descriere. Și ne revedem în următorul clip. Nu știu până când o să las deschis giveaway-ul, oricum o să vă anunț. Și da, ne revedem. Vă pup! Pa!